ce știi, transformă în mii. Beneș Curcanul îți aduce cel mai deștept concurs radio. Dublu sau nimic în deșteptarea. Consumă carnea de curcan românesc, verifică originea pe etichetă și fii mereu câștigător cu Beneș Curcanul la Europa FM. Crezi că le știi pe toate? Ai curajul să riști totul? Joacă Dublu sau nimic. Bună dimineața tuturor. Jucăm un dublu sau nimic, zi, Luca, ce nu știi? Nu, recunoaște-mă, cinstit. Deci hai să ne tot. Îți spun eu, premiul de astăzi, în primul rând avem un premiu cu greutate. E un curcan de 15 kg de la Beneș Curcanul. Are mai puține grăsimi decât carnea de porc, dar și un conținut ridicat de proteine și vitamine. La 15 kg are și ceafă. Așa. Curcan am zis, ăla am zis, e curcan românesc. Asta trebuie să știți. E bine să verificați originea pe etichetă. De unde vine acest curcan? Acest curcan vine din România. Gata, al meu este. Perfect. Îl poți mânca liniștit. Zine, Luca, ce ne lămurirai? Despre partea cu banii. Pentru mine nu asta contează, eu de-aia, că ei încearcă să mă pună în dificultate, că mă întreabă ce premiu avem azi, că eu nu țin minte niciodată valoarea premiului, că deci nu banii contează. Deci ce premiu avem azi? 1600, plecăm de la 200, dublăm până la 1600. Tu ai văzut ce s-a întâmplat? Deci înainte să dăm drumul la concurs, la un moment, câți bani avem, Luca? A ezitat așa un pic, a pus și a zis 1600. După care, până au intrat sunetele astea, intro și așa mai departe, verificat. S-a întors spre Adi, la producător, și zice 1600. Da, mă, nu, banii nu contează, mă. Chiar nu contează, da. Experiența jocului. Exact. Fericirea de a intra în direct cu noi la Europa FM. Exact. Noi, Costel, Fănel și Mitică, realizatorii programului Deșteptarea. Ce mai contează acum? Banii n-aduc fericirea, dar cine știe, pentru Roxana poate se întâmplă lucrul ăsta. Roxana din București. Roxana, bună dimineața! Bună! Bună, bună dimineața! Te bine, îmi pare să vă aud. Ce mai faci, Roxana? La mulți ani, în primul rând, pentru cei 21 de ani și Mulțumim. Cât mai multe emisiuni savuroase și de acum încolo, să vă putem asculta cu drag oricând, la mare, la munte, pe drum, acasă. Baterii să aveți voi, că noi cât vorbim, da. Și să schimbați numele concursului, să fie dublu sau curcan, vă rog, da? Nu, că e dublu și curcan. Că practic... Păi nu, e dacă nu câștigi... Are dreptate. Din punct de vedere al leilor e nimic, dar primești oricum un curcan, așa că e fie dublu... Dublu sau nimic, și sau curcan. Și sau curcan. Că poți să iei și bani și curcan, nu se exclud. Da, funcționează împreună. Roxana, ce faci? Cu ce te ocupi? Mă ocup cu niște studii clinice. Studii clinice. Sunt specialist documentație studii clinice, da. Nu intrăm în detalii acum cu pandemia, vaccinurile, e complicat. Da. M-a prins la telefon colega voastră punându-mi telefonul la încărcat. Adică era fix să nu primesc apelul de la voi. Deci, un prim noroc. Mama, și un prim noroc. E ca pe fix. Intuită de priză. Da, exact. Ai vreo colegă, vreun coleg care să te ajute în dimineața asta? Păi, uite, nu, pentru că dimineața asta este alocată menajului acasă. Okay. A, deci am închis aspiratorul tot. Perfect. Și aștept să vă ascult pe voi. Deci, practic, e priza aia de sub masă de la bucătărie, este băgat așa de sub... Haideți odată cu întrebările, că nu mai... Este pus la laptop, să știi. Okay. Nu e sub masă la bucătărie, da, nu. Roxana, nu, avem 4 întrebări pentru tine în dimineața asta. Plecând de la 200 și, așa cum zice Luca, e posibil să ne oprim la 1600. După fiecare răspuns corect, te decizi dacă mergi mai departe sau te oprești. Te oprești, rămâi cu banii câștigați până atunci plus curcan. Mergi mai departe, poți să câștigi mai mulți bani, practic dublu, sau poți să pierzi toți banii, dar rămâi cu curcanul. Bine? Corect. Bine, hai, avem 6 secunde timp ca să așteptăm răspunsul tău la fiecare întrebare. Luca, începem? Ești pregătit? Da, bineînțeles. Gata, dumneavoastră. 200 de euro. Roxana, ai ascultat ieri concursul? Fix de cel de ieri nu l-am ascultat, pentru că am fost pe drumuri. N-are nimic, n-ai pierdut nimic. Mulțumim, avem terminat. A fost de ediție scurtă. N-am pierdut, că n-am participat, da. Da, hai să vedem. Sper să nu ne faci o surpriză similară. Fiți atenți. Fii atentă, Roxana, că ne-ai și urat la mulți ani. Pentru 200 de euro. Spune-ne, cine interpretează piesa Imagine, prima ce a fost difuzată de Europa FM? John Lennon. Ai auzit treaba asta pe la Europa FM? Nu. Noi avem aici o glumă cu... E gluma noastră cu Imagine.
Da. Felicitări, Roxana, ai câștigat 200 de euro. Mulțumesc! Și un curcan. Plus curcan. Și mulțumesc, da. Roxana... O să-i pun numele John Lennon curcan. Da. Și ce soartă au avut amândoi. Îl gătești? Da, da, da. Tu gătești, Roxana, sau? Păi eu, da, 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 gătesc. O să caut o rețetă englezească cu ocazia asta, că mă tot gândesc la fetița cu chibriturile, săraca. Și o să caut o rețetă englezească pentru curcanul de la voi. Mersi. Ce are fetița cu chibriturile, cu curcanul și cu John Lennon? Nu reușesc să... Aia, legătura e cuptorul. Exact. John Lennon? Da. Ce are John Lennon? N-are nimic. Întrebarea asta... care se pune în momentul ăsta este: dublăm sau nu dublăm premiul de 200 de euro? Dublăm, pentru că 200 n-au fost oricum ai mei, curcanul rămâne și e bine să mergem mai departe, să vedem dacă mai știm sau nu. Okay. Gata, domnule. Fără bine emoții, Roxana. Mergi mai departe, te concentrezi, dai răspunsul și o să te mai întrebăm o dată dacă dublezi și tot așa. Roxana, exact. Avem un premiu de 400 de euro. Curcanul rămâne. Curcanul la rămâne, 15 da. Kg ăla nu se dublează. Roxana? Da. O să te rog când răspunzi să vorbești un pic mai tare. Sigur, da. Eu pe gen John Lennon l-am dedus. Lasă că l-am auzit noi. Bine, aud mai prost. E... De asta zic pentru mine, numele meu propriu și personal. De cânta când mai tare. Roxana, sper să fii la curent cu lumea politică. Așa, așa, așa. Și cu cartea recordurilor, na. Cu premierele. Fii atent, Roxana. Cine este în prezent președintele Senatului României, prima femeie care ocupă această funcție? Doamna Turcan? Și colegii mi-au zis că e grea, dar eu am zis că, bă, zic, dacă până și eu știu, care n-am nicio... Nu, tu știi de întâmplare, adică... Nu e până cu... Și tu știi, tu, la tine s-a întâmplat, te-a frapat ceva, nu știu. Ai văzut o știre zilele trecute, venită din județul Zalău? Nu, am auzit că e prima femeie și atunci asta m-a tulburat. Că care a ajuns pe lună. O premieră, mie-mi place premierele. Da. Roxana nu e doamna Turcan. Doamna Turcan e la Ministerul Muncii. Bravo, Luca! Vedeți, băi, că deci sunt e băgat asta în politică până în gât. Pe politică. Două dobrogene pentru tine. Știu trei ministere și Senatul și Camera Deputaților. La cultură știi cine e? Nu. Nici eu. Iată. Zaf? Habar n-am. Adi? Adi știe sigur. L-am luat prin surprindere. Bogdan Gheorghiu. Mamă, ce producător. Adi știe, știe tot cabinetul. Este producătorul, deci, ideal. Sigur, Adi, nu... dincolo de asta, dacă Adi... Se face că lipsește într-o zi și intră în direct la dublu sau nimic, ne ia toți banii. Deci nu există. Asta e altă. Să Roxana, la concurenta noastră. Doamna președinte în premieră feminină al Senatului este Anca Dragu. Ah. Da. Îmi pare rău. Ai auzit? Nu știu să-și facă PR, mă, vezi? Și a făcut zilele trecute când a confundat Zalău cu Sălajul. Așa. Asta nu știi, Luca? Nu. A fost o postare, să nu revenim asupra momentului. Da, las că ai să afli peste 4 săptămâni. Roxana! Asta e, rămâi cu curcănelul. Vai, cobit. Eu vă mulțumesc. Ai tot zis cu curcanul, a rămas grijă, cu curcanul. Ai grijă cu cuptorul acolo. Da, sigur. Bine. Mulțumesc mult de tot. Să aveți o zi foarte faină în continuare. Spor la ceau, numai bine. La revedere. Deci asta e situația, oamenii nu prea mai sunt la curent cu ei și chirul politic. Nu prea mai sunt. Nici nu mai sunt eșichierele de pe vreme. Nu mai sunt politicieni. Nu mai sunt. Vezi, trebuie să facem mai multă politică în emisiune. A pierdut lumea șirul. Hai că este domnul Dragnea. Am rămas cu pușcărie. Am rămas cu banii la noi. Da. Mâine plecăm de la 300 de euro, da? Și un curcan. Vineri. Mâine. Frumos. Mâine, vineri. Da. E și vineri, și bani mulți, și curcani, și bătălia hiturilor. Și weekend. Și weekend. Ce facem la bătălie? Și că culinaria. Mamă, culinaria, de-abia aștept. Hai până vedeți voi ce faceți la bătălia hiturilor. Stai, domnule, puțin. Stai, unde te grăbești așa? Ce? Voiam să spun de Peneș Curcanu că vă așteaptă și mâine Peneș Curcanu, un curcan de 15 kg. Mulțumim. N-am zis. Cu nivel de colesterol scăzut. Redus. Da, mic. Care îmbunătățește sistemul imunitar. Da. Mulțumim, Peneș Curcanu, atenție la ce consumați, să fie curcan românesc. Verificați originea pe etichetă. Și acum mai zic cu bătălia. Noștri sunt cu carne sănătoasă, iar azi mai pot conține diverse. Se ia un pachet de unt, se face alături un mușdei de usturoi. Ai mai zis și ieri. Iar au deviat. Am zis de pachet. Zi de bătălia hiturilor. Ba da, ai zis.
Ai zis un unt aromatizat. Păi, dar n-am dat detalii. Untul poate fi aromatizat în multe feluri. În diverse feluri. Zic cu bătă... Deșteptarea cu Vlad Petreanu, George Zafiu și Luca Pastia la Europa FM.